Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Invitatul nostru de astăzi este reumatologul Raluca Nichitan. Bine te-am regăsit, Raluca! Bine v-am găsit! Cu mare drag! Iar subiectul ales pentru astăzi este unul de interes, deși destul de rar întâlnit, lupusul eritematos sistemic. Raluca, o să te rog să ne spui în primul rând ce este lupusul. Lupusul este o boală foarte rară, autoimună, adică corpul se atacă pe el însuși. Este o răscolire a sistemului imunitar și încă nu se știe cauza. De fapt, sunt o combinație de factori genetici, de mediu, de exemplu, razele solare, ar fi un factor declanșator la nivel genetic în moleculele noastre ADN, prin care se strică unele proteine și astfel se produc niște anticorpi, adică niște soldăței, cum îmi place mie să spun pacienților, care atacă structurile noastre normale. Este caracterizată prin o varietate de simptome, de aia se spune și boala cu 1000 de fețe, pentru că are foarte, foarte multe manifestări și înfățișări. Îi se mai spunea și boala cameleon, pentru că la fiecare pacient se manifestă altcumva, din păcate, și de aceea este foarte, foarte greu de diagnosticat, de a te gândi la această boală. Tot în acest context, de multe ori, amintim și pacienților că în serialul Dr. House, de multe ori rezidenții doctorului House, când aveau un caz mai dificil și nu știau să pună cap la cap simptomele, erau așa de împrășteate și de dificile, se întrebau dacă nu este lupus și tot timpul Dr. House spunea it's never lupus, nu e niciodată lupus. De ce? Pentru că este foarte, foarte rară această boală și nu te gândești din prima la acest diagnostic. De obicei se ajunge prin excluderea multor, multor patologii. Statistic, cu ce rată de îmbolnăviri ne confruntăm? Aici depinde și de zonă, dar la Europa este cam un procent de 0,08%. În America un pic mai ridicat, până la 0,1-0,15%, deci este rară. Dar de menționat un lucru important, este mai frecventă la femei și aici, vis-a-vis de încă un factor care ar contribui la lupus, este și statusul nostru hormonal. Deci, hormonii feminini ar avea o influență, o pondere foarte importantă în declanșarea acestei boli și rata femeilor față de bărbați este ca pondere de la 9 la 1, deci la 9 femei fac lupus și un bărbat face lupus, până la 15 la 1 raportul, deci 15 femei fac lupus și doar un bărbat face lupus. Cât de ușor sau de greu se pune diagnosticul? Foarte, foarte greu. Și noi suntem puși adesea în dificultate în a contura diagnosticul de lupus. În momentul de față se tot schimbă criteriile de diagnostic. Erau acele criterii ACR, adică americane, prin care noi aveam niște puncte pe care puteam să le cumulăm și să diagnosticăm lupusul mai ușor. S-au schimbat, acum sunt SLI, ca denumire, este important doar pentru noi specialiștii, dar ideea de bază este că trebuie să ai un element din imunitate, un anticorp pozitiv, fie anticorpul antinuclear sau dublu catenar sau anticorpul antiro, alături de niște elemente clinice. Și aici, vis-a-vis de varietatea cu care se manifestă lupusul și afectarea de organ este pleomorfă, adică pe toate organele merge, din păcate, lupusul, dar foarte important, nu merge la fiecare pacient la fel. Deci dacă am o afectare neurologică, pentru că lupus merge neurologic, renal, afectare cardiacă, cu serozită, adică se inflamează și se îngroașă foița care acoperă inima, pleurezie la nivelul plămânului, este afectată membrana lui și se îngroașă sau poate avea hemoragie alveolară care este urgență, afectare articulară. Absolut toate sistemele noastre sunt atacate de către lupus și atunci noi avem niște puncte. Dacă face afectare neurologică prin migrene sau crize sau psihoze,
dobândește anumite puncte, dacă are afectare renală, prin niște analize ne dăm seama, cresc proteinele urinare, atunci primește iară niște puncte și astfel noi suntem ghidați, făcând un cumul de puncte, să avem tendința să ne îndreptăm spre diagnosticul de lupus și să îl finalizăm mai ușor. Se poate trăi normal cu lupus? La momentul de față, tratamentele instituite atât de rapid, pentru că noi avem criterii ușor de urmărit prin aceste puncte, intrăm mai repede cu tratamentul și atunci liniștim boala, din păcate nu se vindecă, liniștim și pacientul trăiește normal. Uneori nici nu simte care boala. Din păcate, trăiește cu sechele și calitatea vieții este afectată, dar cantitatea nu. La 5 ani deja procentul este 90% de supraviețuire, la 10 ani 80-85% de supraviețuire. Calitatea vieții poate fi afectată, din păcate, pentru că urmează un tratament imunosupresor care are reacții vis-a-vis de infecții și ce riscuri presupune corticoterapia, în care este o terapie cu mai multe efecte, deci niciodată nu vom fi la fel, dar se poate trăi cu lupusul. Statistic, ce rată de transmitere a îmbolnăvirii la următoarele generații există? Aici mamele, tot timpul întrebăm femeile tinere până la 35-40 de ani dacă își doresc sarcină, pentru că trebuie să le avertizăm că există riscuri, inclusiv de a răscoli boala în timpul sarcinii, pentru că hormonal suntem mai încărcate în timpul sarcinii și lupusul este predispus să atace și atunci, fiind încă un factor în plus. Și apar complicații de avort, de blocuri artroventriculare, adică afectare cardiacă foarte important, recomandăm să fie urmărită de un cardiolog sarcina și să-și facă niște teste înainte de sarcină, prin care putem să-i spunem dacă are o predispoziție mai mare la risc sarcina și la făt să aibă complicații. Ca să dobândească, să facă și copilul boală, aici se spune că este un risc crescut de până la 8-20 de ori mai mare, este probabilitatea ca să transmitem boala. Îți mulțumim foarte mult, Raluca, pentru toate informațiile prețioase pe care ne-ai oferit astăzi, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!